Ședința judecătorilor urmează să aibă loc după ce aici, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, au ajuns cele două scrisori venite din partea președinților și vicepreședinților de tribunale, dar și din partea conducerilor de curți de apel. Este vorba despre 60 de astfel de judecători care și-au arătat nemulțumirea față de protestele magistraților din ultimele săptămâni. Concret, cei 60 de magistrați cer Consiliului Superior al Magistraturii să ia măsuri față de aceste proteste ale procurorilor și judecătorilor și să expună un punct de vedere în legătură cu acestea. De cealaltă parte, a fost însă și o poziție publicată de asociațiile de magistrați. Concret, este vorba despre trei asociații de procurori și judecători. Aceștia spuneau că demersul conducerilor de tribunale sau de curți de apel este insignifiant, deoarece acei 60 de judecători reprezintă doar 0,8% din totalul magistraților de la noi din țară. În paralel, este însă o situație destul de tensionată aici, la Consiliul Superior al Magistraturii, și spun asta deoarece sunt judecători nemulțumiți de faptul că au primit convocarea pentru ședința de astăzi cu 20 de minute înainte de a avea loc ședința respectivă. Sunt judecători care spuneau că au nevoie de mai mult timp pentru a-și forma o opinie obiectivă și pentru a analiza ca la carte situația respectivă. Până acum nu a început ședința, acesta este motivul. Sunt judecători care nu au ajuns și cu siguranță sunt și judecători care nu vor putea să ajungă deoarece aveau alte planuri, iar convocarea respectivă a ajuns foarte târziu.